izbăvit pe noi din robie, precum Avraam pe Lot. PNA Universității Babeș-Bolyai, la care au participat europarlamentari români, ministrul delegat pentru afaceri europene, funcționari ai Comisiei Europene și reprezentanții mediului academic, relatează Claudiu Pădurean. România este un stat beneficiar net al fondurilor europene. În cei 10 ani de când a aderat la Uniunea Europeană, în România au intrat